Bine v-am regăsit, dragi prieteni, economiști și non-economiști, în seara asta și juriști, ingineri și mediciniști, la o nouă ediție a lecției de business, o lecție de economie, cu un invitat special, e vorba de profesorul Valeriu Semciucă, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe care îl salut și îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația de a participa. Domnule profesor, înainte de a anunța tema emisiunii, permiteți-mi să fac o scurtă trecere în revistă a calităților pe care le aveți, pentru ca telespectatorii, publicul ieșan să interfereze mai focusat. Spun că sunteți profesor universitar, doctor la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sunteți profesor asociat în Franța, în Canada. Ați fost judecător pentru un mandat întreg la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxemburg. Sunteți membru fondator a mai multor fundații academice, printre care și Petre Andrei din Iași, Cercul Robert Hume al de Drept Privat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Cercul de Hermeneutică Juridică. Ați fost bursier al Guvernului Franței, bursier al American Bar Association și, să spunem, nu în ultimul rând, sunteți membru aderent al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene. Aveți un CV impresionant, dar tema pe care vă propun spre dezbatere în seara aceasta vine mai degrabă de la o discuție în jurul embrionaticului capitalism roman, pentru a putea explica publicului telespectator dacă dumneavoastră vedeți o conexiune între izvoarele dreptului din perioada Imperiului Roman și funcționarea capitalismului în zilele noastre. Și am spus cu puțină scriere de la Dedal și Icar, știind noi că Icar, fiul lui Dedal, a încercat să-și copieze tatăl, dar a vrut să-l și depășească, moment în care, prinzând zbor spre soare, i s-au ars aripile. Vedeți economia ca și fica dreptului sau... Este marele paradox al lui Dedal. Aveam să-l descoperim ca zbor paradoxal mult mai târziu, atunci când noi înșine am zburat cu avioanele noastre și am constatat că nu, cu cât urci mai sus către soare, cu atât este mai rece. Vedeți, asta este frumusețea paradoxului modern. Așa că aș spune că imaginația lui Dedal, îndrăzneala lui, spiritul juvenil care îl domină, toate acestea sunt calități excepționale pentru o economie care este fixată pe imaginația omului, pe dorințele cele mai, să spunem așa, elucubrante ale omului, pe marea poezie a ceea ce nu se vede, dar ar trebui să se vadă, a ceea ce nu există, dar ar trebui să existe. Deci asta înseamnă economie. Economiile nu se bazează pe resurse, cum spuneam noi astăzi, nu avem resurse, nu se bazează pe marile economii, adică economiile îndrăznețe, economiile care sunt fixate pe visurile oamenilor. Pentru că domeniul economic, domeniul de filozofie practică, cum îl numim noi, la fel cum este și dreptul, domeniul acesta implică un poiesis și un autopoiesis extrem de incitante pentru orice spirit dintre acesta de tip polihistor sau polimat, enciclopedic. De aceea apreciez enorm emisiunea dumneavoastră, pentru că oferă deschideri către domenii aparent încapsulate în propriile lor obsesii. Ori nu, lucrurile în mod natural nu stau așa. În școala de drept americană sunt domenii de interdisciplinaritate care sunt obligatorii și chiar metodele folosite de profesori, metodele interdisciplinarității, sunt obligatorii
nu sunt proceduriști, între ghilimele, de tip european, în care spun specializarea aceasta este strictă și aici nu are ce să, eu știu, braconeze vreun confrate de-al meu. Nu. Păi, când studiezi law and economy, te vei confrunta cu două culturi care de-a lungul mileniilor s-au dezvoltat într-un mod fantastic. Când vei trece după aceea la law and literature, drept și literatură, atunci trebuie să fii iarăși convins că spiritul tău de vechi gimnazist și de proaspăt licean sunt spiritele cele mai bune pentru a dezvolta un jurist care este capabil să interpreteze sau să facă o hermeneutică bună pe un caz dat. Și atunci au încredere oamenii că tu înțelegi realitatea, că ești, cum să spun, creativ, dar pricepi această realitate. O fi o preferință pentru oamenii liberi, în orice ipostază. Da, lor. Este fără îndoială un fief al libertății. Spațiul competiției. Pentru capitalism ce înseamnă? Resurse adunate pentru asigurarea unei competiții umane cât mai oneste, pentru că orice competiție cere onestitate. De la turnirurile inventate de Turnus în lupta cu Eneia și până astăzi, în orice competiție cerem onestitate. Onestitate. Și asta ce înseamnă? Valoare juridică pe care mai târziu libertatea o atrage ipso facto. Înseamnă equitas. Dar ca să ai echitate, equitas, trebuie să ai titularul echității. Și cine este acesta? Este judecătorul. Numai judecătorul. Judecătorul nu răspunde în fața legiuitorului. Legiuitorul este cel care poruncește, dar porunci vin din multe surse în societate, din multe izvoare. În primul rând, din tradiție. De aceea, cutuma este superioară oricărei legi. Cutuma este regina tuturor izvoarelor formale de drept. Spiritul consuetudinar este jinduit de orice lege. Dacă facem prosopopeia legilor și le chemăm la un interogatoriu și le întrebăm, voi legi, măestre, în frunte cu Constituții, cu coduri și așa mai departe, voi ce visați în fiecare noapte? Și o să vină ca într-un confesional și o să ne spună nouă, celor care le interogăm, visăm să devenim cutume, adică să devenim măcar prințese, dacă nu regine, și să fim și regine dinaste, să treacă testul timpului, să facem dinastie, să fim măcar precum Magna Carta Libertatum, care iată are 800 de ani. Vine vreun britanic astăzi să spună în parlament, cred că e prea veche și ar trebui să o abrogăm? Dumnezeule, Doamne! Vedeți, înțelegerea aceasta strict fixată pe edictul lui Creon, el era un legist formalist și a făcut foarte mult rău, nu? Nu i-a făcut numai Antigonei, care reprezenta marea consuetudine, marea creație a poporului de-a lungul mileniilor, pentru că asta înseamnă consuetudine. Nu! A făcut rău posterității, foarte mult rău, pentru că a adus acest legism într-o situație autoblocantă pentru orice societate. S-a întâmplat și cu Imperiul Roman. În primele două mari etape de dezvoltare a statului roman, din pricina legalism-formalismului, care era fixat pe acțiuni stricte ale legii, societatea a rămas blocată. Marile crize determinate de corupția endemică, corupția este cea care doboară toate statele. Da, asta și înseamnă corupțio, în limba latină, înseamnă rugină. Noi știm ce înseamnă un mecanism ruginit. E autocolapsant.
pică de la sine, nici măcar nu trebuie să-l ajuți cu ceva. Dar chiar dacă știm, nu putem scăpa de această pată de rugină în timp și spațiu. Putem scăpa, putem să scăpăm, dar prin ce? Prin asigurarea pluralităților izvoarelor formale de drept, prin asigurarea libertății reale a oamenilor, prin respectarea principiilor de drept înaintea normelor pozitive. Normele pozitive sunt extrem de limitative. Nu le întâlnești în realitate pe aceste norme pozitive, pentru că ele sunt tipare, sunt simple paradigme. Se nasc dintr-o minte, dar mintea aceea este depășită de multe ori de o realitate oarecare. Prin ce? Prin ce au mai făcut romanii? Prin această fixare a relațiilor sociale pe valori juridice. Vedeți? Pe valori juridice. Și dintr-o dată dreptul este descătușat și după el atrage un fenomen fabulos pe care îl numim generic psihologizarea dreptului. Asta ce înseamnă? Că el devine antropomorfizat, capătă chipul și asemănarea oamenilor din societatea respectivă. Vorbim de oamenii liberi? De oamenii liberi, pentru că libertatea este precondiție pentru orice astfel de construcție. De fapt, haideți să o iau schematic pentru a nu teoretiza foarte mult. Primul semnal de capitalism roman ne apare din această hotărâre a triburilor de la Roma de a se desprinde de organizarea gentilică și tribală de acolo. Au constatat că nu este prielnică. Erau stimulate de ceea ce vedeau dincolo de Tibru. Deci oamenii nu sunt chiar atât de imaginativi. Ei sunt, cum spunea Buffon, avec un esprit sans jurez et imitatris. San Jures nu aș traduce că, ba da, haideți să, mai muțăresc și imitator, a spus-o și Montaigne. Deci ăsta e spiritul care ne domină și atunci de aici vine aculturația juridică. Ne uităm la vecini să vedem cum procedează ei de le merge atât de bine. Aparent, pentru că și ei se uită la alți vecini unde se vede și mai bine. Exact. Și atunci această aculturație juridică ne vine de fapt de la o societate care era, după un truism de astăzi, cam cu vreo 200 de ani mai avansată față de biata societate romană. Ei erau niște bieți soldați într-un punct de observație al Latiumului și nu se puteau compara cu strălucitoarea Etrurie de dincolo de Tibru. Nu, etruscii care aveau o cultură, care aveau funcții specializate în stat, aveau persoane care se dedicau medicinii, ingineriei, arhitecturii. Dar totuși lipsită de libertate. Nu. Dimpotrivă, ca și, hai să trecem puțin Mediterana și să ne ducem în Anatolia, la hitiți. Da? Care au experimentat primul sistem de acordare sau de respectare a drepturilor fundamentale ale omului și prima societate în care egalitatea de gen era la ea acasă. Așa și la etrusci. Avem câteva monumente funerare, stele funerare, în care în basorelief apare așa bărbatul și soția lui, da? Și cum stăteau aceștia în ipostaza familială, să spunem, supremă, de intimitate conjugală? Stăteau foarte simplu, cot lângă cot. Cu alte cuvinte, femeia avea dreptul să stea, ea era rezemată totdeauna în mâna dreaptă și bărbatul din totdeauna, pentru că este dreptat, și-a acordat această favoare să stea rezemat în mâna stângă și așa stăteau și la masă, în triclinium, adică pe o banchetă în formă triunghiulară. Da? Și se întâlneau la mijloc, tâmplă fierbinte lângă tâmplă, vorba poetului nostru, sau cot la cot. E semn de egalitate, suntem cot la cot. Dar asta traduce ce? Un drept fundamental care este egalitatea soților între ei. Pe când femeia romană, la vremea respectivă, făcea parte dintr-o societate arierată, în care ea era pusă la respect și apare prin basoreliefurile acestea, care comunică foarte mult, funerare, apare în postura aceasta de servitor,
Adică stă în picioare în fața celui care comandă de jos. Nu? Dar simțea vedeți nevoia, și astăzi dar că repudea servitutea. Sunt și astăzi astfel de atitudini, nu? Cei care sunt dominați de un egocentrism dintre acesta retrograd, tribalist, nu? Și pătrunde cineva în oficiul lor, nu? Și ei continuă să stea așa jos și să privească cu dispreț la cel care are postura servitorului, slugarnicului, stă așa, nu? Ei, astea vin din acest trecut fabulos unde drepturi pe care noi astăzi le proclamăm ca drepturi fundamentale erau cunoscute. Asta a fost o mică paranteză. Și atunci această desprindere de vicisitudinile societății gentilico-tribale, nu? S-a făcut prin ce? Prin recunoașterea virtuților individuale ale omului. Nu așa cum o facem noi sau cum o face la dumneavoastră Adam Smith, nu? Care recunoaște această virtute, libertatea, ca fiind fundamentală în orice economie, nu? Și atunci nici măcar nu ne pasă dacă această libertate devine abuzivă, pentru că va veni totuși un Dumnezeu care cu mâna lui nu va regla lucrurile în piață, cumva, nu? Puterea omniscentă. Așa, foarte frumos. Dar bine, acolo este o conjuncție foarte frumoasă între voință și rațiune, de fapt. Asta traduce, nu? Dumnezeul lui este, de fapt, ilustra noastră zeitate iluministă care este rațiunea însăși. În fine, nu adâncim aici, nu vreau să vânez prea mult pe teritoriul dumneavoastră, dar putem face această conexiune. Și această simbolică trecere de la un spirit colectivist către unul individualist, nota bene, nici măcar familial, ci cât curaj să faci saltul acesta fără ipostaze intermediare. Acest simbol se traduce prin uciderea quasi ritualică a lui Remus de către fratele său Romulus, devenit Augustus pentru că a câștigat în competiția cu păsările văzute pe cer, și el de pe Capitoliu vede mai multe, 12, în loc de 7, fratele său. Și în felul acesta devine primul rege indigen al Romei. Iar primul act pe care l-au făcut ei a fost acest act de trădare a ginților. La urma urmei erau predestinați pentru asta, așa cum Uniunea Europeană a fost predestinată a fi construită de oameni de pe frontieră. Nimeni din centru, nimeni de la capitale. Oameni de pe frontieră, personalități de pe frontieră, adică oameni pontifi care știu să unească națiunile, nu dintre acestea care... poduri și nu ziduri. Exact, pontifi, podari. Podarii care lipsesc și astăzi văd că tot mai mult ne simțim frustrați din această lipsă. Vă deranjează că mai fac așa conexiuni peste timp? Ei, și dacă ne întoarcem, ei prin experiența lor legendară de copii aproape crescuți singuri, bine, alături de Lupa Capitolina, care era de fapt Aca Laurentia, era o purtătoare de lauri, nu? Laurentia, această femeie extraordinară, dar cu virtuți de lupoaică, pentru că no, Faustulus, soțul ei, mergea cu oile mult timp și ea trebuia să se descurce cu gospodăria, cum spunem noi, singurică, și iată și cu doi gemeni pe care soarta i-a salvat din intenția omicidă a unchiului lor uzurpator, a lui Amulius cel Rău, nu? Care l-a uzurpat pe bunicul lor numitor de la tronul Latiumului. Și atunci, parcă au fost predestinați pentru această uriașă revoluție. Deci, după Revoluția Agrară, din anii 10.000 a.C., iată-ne, după 9.000 de ani, ne aflăm la Roma, în 751 a.C., și urmează desprinderea omului de gintă, de familie, de trib. Și e primul semn de capitalism, pentru că începe cu proprietatea... Momentul embrionului. Exact. Acesta este embrion. Începe proprietatea individuală să fie
recunoscută și pentru ea să se jertfească, vă dați seama, chiar viața fratelui tău geamă, cu care ai pătimit atât de mult, cu care ai crescut, este geamă, este aproape un sacrilegiu, dar nu s-au putut altfel despărți, cum să spun, abitudinile trecutului, unde proprietatea era de fapt o coproprietate devălmașă, nu? Sub semnul unei autorități familiale, dar nici aceasta prea bine demarcată, spre o proprietate în care virtuțile individului, deocamdată ale lui pater familias, dar prin imitația ale tuturor membrilor familiei, virtuțile acestuia sunt puse în valoare. Și atunci apare ideea de dignitas. Dignitas este sentimentul uman în care ai tu despre tine însuți certitudinea că ești altceva decât tot ceea ce te înconjoară. Este această demnitate care mai târziu se transformă în onoare. Modernii au preferat termenul de onoare, dar are tot rădăcini romane, de la honores, care înseamnă ce? Gratuități. De ce este important termenul de gratuitate în raporturile cu oamenii? Pentru că ești om de onoare numai când dăruiești. Când primești, nu ești om de onoare. Când dăruiești, ca să poți însă dărui, trebuie să propășești. Să crezi. Nu? Să aduni ceva, fie ceva spiritual, nu? Deci, spunem că, iată, cum a spus Iisus Hristos, dăruind vei dobândi. Pentru că spiritul se înmulțește la omul care difuzează spirit. El nu nu sărăcește, este un element formidabil. În loc să sărăcești atunci când dăruiești spirit, din potrivă, te îmbogățești, pentru că este o încatenare a spiritelor, de fapt, în univers. Și atunci ei au spus că funcțiile publice sunt honorare, sunt gratuite. Uite, asta merge foarte bine cu ce se discută astăzi în societatea noastră. Sunt gratuite. Vrei să fii consul, jertfește averea familiei pentru asta. A pățit-o și Cezar, s-a împrumutat, noroc că a avut un prieten bogat, precum Crassus, ca să-i facă campanie electorală și să-i facă un spectacol. Era să piardă. Dacă nu câștiga alegerile pentru consulat, el era un falit și era demn de a fi executat și transformat în sclav. Pentru că era o sancțiune pentru debitorii insolvabili. Vă dați seama? Deci în loc de Cezar am fi avut un sclav necunoscut, fără drept la nume măcar. În fine, să nu facem istorii paralele. Dar această libertate a atras după sine, deci demnitatea, conștiința individualității tale și a virtuților pe care le pui la lucru pentru ca această individualitate să nu fie sterilă, să nu fie stearpă. Vrei să o vezi că se traduce în ceva, într-o realizare frumoasă. Înflorește orașul. Da, înflorește totul în jurul tău. Oamenii devin mai strălucitori și faci asta cu ce? Cu toată generozitatea. Adică o faci în mod natural. E adevărat că s-a pervertit acest mecanism, dar nu foarte mult. Au fost situații în care oameni vestiți ai statului roman au fost chemați în onoruri publice pentru a rezolva situații limită sau probleme belicoase, războaie și așa mai departe. Și au fost chemați în raport cu o dispoziție din Constituția Valeriana, prima Constituție Europeană, Constituția lui Publius Valerius din 509, când au trecut la Republică, și care spune așa, în unele situații, precum crize militare sau sociale, poate fi numită o personalitate capabilă să rezolve această criză, pe care o numim dictator. Dule, profesor, durează cel mult 6 luni, adică funcția aceasta era funcție constituțională de maximum 6 luni, deci acești oameni aveau la dispoziție 6 luni să ajute Roma să treacă peste impasul acela îngrozitor.
ei rezolvau mai repede, cum a fost Cincinnatus, de exemplu, nu? Dar au fost și alții. Și ar fi avut dreptul să stea 6 luni. Spuneau, ne pare rău, noi plecăm, eu și familia mea, plecăm de la Roma, pentru că ne așteaptă câmpul care are ritmurile sale. Nu putem rata perioada de recoltare. Acum voi continuați să vă faceți datoria în calitatea voastră de onorabili edili, consuli, pretori. Ce sunteți voi în raport cu funcțiile și ierarhiile din statul roman? Acestea sunt lecții de morală extrem de importante pentru toți cei care năzuiesc să se pună în fruntea oamenilor. V-aș propune o scurtă pauză mediană de publicitate, după care vă invit să reluați ideile și să trecem de la miraculoasa și embriolanta evoluția capitalismului roman spre apariția banilor, spre legile eventual al lui Justinian și prin codul roman. De acord. Și să ajungem la câteva elemente care definesc societatea de astăzi ca legătură între drept și economie. Revenim. Am revenit în platoul lecției de business, o lecție de drept și economie în această seară cu profesorul universitar Valerius Ciucă. Domnule profesor, înainte de pauza publicitară ați făcut un excurs prin embrionarul capitalism roman. Individualism, precondiție pentru capitalism. Da, și rămăseserăm în așteptarea momentului în care capitalismul ăsta roman identifică un set de reguli, de legi, de cutume și începe să le aplice prin codul lui Justinian, cod care stă și la baza creditării. Creditul și mijloacele de garantare a creditului au fost mult timp înainte sancționate în Constituțiunile Imperiale Romane. Însă Justinian preferă un model cu totul și cu totul aparte, altuia vetust și fixat pe bunuri. Modelul lui Justinian este fixat pe virtuți omenești. Și o să vă spun. Echivalentul garanțiilor personale din ziua noastră? Nu, este o mixtură între garanțiile personale și cele reale. O mixtură. Și vă explic îndată. Ajungem acolo trecând în acest embrionar capitalist roman prin a doua etapă extrem de importantă. Defetișizarea proprietății în favoarea formulelor posesorii. În felul acesta, proprietarii care erau și sunt și astăzi, vedem, autosuficienți, constată că economia și modul lor de propășire trebuie să fie interrelațional. Este un fel de protosociologie juridico-economică aici. Avant la lettre, bineînțeles, pentru că termenii aceștia sunt termeni de dată recentă. Apoi, posesia ce face? Instaurează pacea socială și instituția posesiei îl proiectează pe judecător în centrul societății. Pentru că posesia, de fapt, ce înseamnă? Este o proclamație a situației de facto, a status quo-ului, nu? Până când un judecător nu tratează acest litigiu cu privire la bunurile pe care le pretinde cineva și le stăpânește altcineva, până atunci lucrurile stau așa cum sunt ele. Este extraordinar. Și în felul acesta, după traumele aduse de luptele de la Porta Colina, de marioniți contra conservatori, după toate aceste traume, societatea romană se înțelepțește și spune, vom miza mai mult pe posesie, mergând până într-acolo încât să spui că dobândești titlul de proprietate, de bună stăpânire cu privire la un bun mobil, cum ar fi paharul acesta, instantaneu.
instantaneu. Deci nici măcar nu trebuie să mai treacă un timp determinat, pentru că modelezi chiar timpul. Spui, uzucapiunea instantanee. Dacă aș vorbi în abstracto despre uzucapiune instantanee, cineva ar putea să spună, juriștii ăsta sunt nebuni. Cum să fie uzucapiune fără termen? Adică de ce invoci timp? E ca și cum comprimi un an de stăpânire într-o secundă. Nu? Vinzi paharul acesta, îl vând. Cu cât? Cu 3 sesterți. Îl cumpăr. Nici măcar nu dai sesterții. Deja el devine al tău. În caz de litigiu. Vedeți? Este ceva de o frumusețe remarcabilă. Adică dinamica relațiilor contractuale aduce după sine spiritul capitalismului. Asta cu libertatea. Judecătorul îmi aduce principiul echității. Pentru că acolo unde am competitori, eu trebuie să am reguli. Unde sunt reguli, trebuie să am stăpâne regulilor, gardiene regulilor, oameni care observă dacă ele sunt sau nu respectate. Aceștia sunt judecătorii. Iudex devine cum figură tutelară pentru toate societățile moderne sau modernizate. Și nimeni nu poate să treacă prin fața lui. Nimeni. Nici măcar marele om al puterii. Și iată un mesaj pentru statul de drept de mai târziu. După această operațiune urmează psihologizarea relațiilor care se fixează de data aceasta pe voințe libere și asta este fenomenul ăsta este favorizat de o masivă eliberare din sclavie. Masivă eliberare din sclavie de unde ne vine? Ne vine din înțelepciune, de la Atena. Pentru că tinerii romani, cum au făcut și pașoptiștii noștri cândva, tinerii romani din familiile înstărite făceau studiile la Atena, acolo erau capacitați de strălucita filozofie stoică, nu? De la Zenon până, iată, la Roma îi găsim pe Cicero, pe Seneca, pe Ulpianus, pe toți acești creatori de drept clasic roman pe care astăzi îl citim în cărțile noastre și ocupă peste 70% din noemele juridice pe care noi le învățăm. Noi credem că sunt norme de drept civil sau de drept actual. Nu! Sunt născute din mințile unor tineri consilieri ai pretorilor de cândva. Nici măcar nu sunt născute din lege aceste norme. Legile romane au o importanță în dreptul roman, cum să spun, aproape infinitezimală. Aproape nici nu știți ce să culegi din ele. E doar simbolic, așa, din lex duodecim tabularum și ce a urmat. Pe când edictele pretorilor dau astăzi substanța tuturor codurilor de drept privat din lume. Bun, închid paranteza. Și urmează această masivă eliberare din sclavie. Pentru că ce au făcut? Și-au dat seama că orice sclavie, orice serviaj reprezintă ce? Emascularea ființei umane. Noi, dacă vă mai amintiți, nu știu, eu îmi amintesc pentru că am făcut armata și în armată totul este la comandă, la ordin se execută, da? Și care este cea mai mare pasiune a unui soldat care este disciplinat, dar care simte ceva nenatural în a se mișca după ritmuri extranee? Când elementul de observație dispare din peisaj, automat el își dă comanda pe loc repaus. Poate are poftă chiar atunci să lucreze, să facă ceva. Nu, parcă este frustrat. Repuderea de servituții. Exact. Deci servitutea aceasta, comanda, și ordinul, porunca aceasta, toate acestea sunt inhibitorii pentru spiritul tău, care este natural spirit liber. Și nu este de dat, să spunem așa, acțiunilor imorale sau neprielnice societății. Ba din potrivă, omul are un spirit jucăuș și vrea să fie cu un rol foarte frumos și bine apreciat în societate. Și atunci este foarte bun. Și practic, cel mai mare stăpân, au înțeles acești tineri de la stoicism, cel mai mare stăpân al nostru care este? Propriul ego, sinele. Dar ca să ajungi să studiezi despre sine, trebuie să fii un filozof foarte profund.
foarte profund. Ei deveneau filozofi profunzi grație școlii ateniene sau și mai bune, era școala de la Tir, din Fenicia, fosta capitală a Fenicii, care ne-au dat-o și pe Europa, nu că acolo s-a născut prințesa Europa, la Agenor al Tirului, nu? La regele Tir, din Tir. Ei, acolo erau laboratoare de gândire extraordinare, cum am spune noi astăzi că ar fi Harvardul sau, eu știu, Oxford, Pantheon Sorbonne sau Sorbona 2 și Sorbona 1 merge, Oxford. Deci erau spații, cum să spun, predestinate bunei visări a omului, dar cu armele inteligenței ale rațiunii și cu o dedicație către tenacitatea studiului foarte, foarte serioasă. Tenacitate. Și când veneau de la Roma acești tineri, erau cu totul și cu totul alți oameni. De la Atena, pardon. Nu? Și părinții erau îngroziți. Așa cum era îngrozit tatălui Cogălnicianu când auzea că trebuie să dezrobească pe robii din stăpânirea sa. Și toți ceilalți. Și spus, pentru asta te-am trimis, fiule, să vii și să pulverizezi, iată, măreața noastră economie bazată pe munca gratuită a acestor oameni. Dar nu era... Era ceva gratuit, dar era ceva, cum să spun... obținut cu perfidie și cu prețul slăbiciunii omenești. Pentru că sclavii se mulțumeau cu cele trei elemente existențiale, casă sau acoperiș, veșminte și hrană. Dar nu aveau personalitate, nu aveau drept la personalitate. Unii făceau mici afaceri, erau unii dintre ei foarte calificați, dar nu se puteau exprima în public, pentru că chiar dacă erau profesori, erau ingineri, erau medici, erau sclavi, am spune noi, valoroși. Dar când nu te exprimi, când nu ai personalitate, când nu ai autoritate, la ce să te aștepți? Au fost progresează societatea? În timp aceste virtuți rele sau au murit odată cu Imperiul Roman? Caracterele oamenilor sunt aproape nemuritoare. N-au murit odată cu Imperiul Roman, dar vedem și astăzi, la oamenii slugarnici de regulă, la cei care sunt obsedați de propășirea personală, îndauna colectivităților, îndauna moralei, îndauna marilor principii, le vedem. Ce spunem? Spunem că nu, natura umană se exprimă, chiar dacă regulile îi permit altfel să se exprime. Vedem. Dar la scara societății romane, care nu mai era mică, pentru că nu crescuse această republică, la scara aceasta, fenomenul acesta al dezrobirilor a avut un efect extraordinar. Au început relațiile interumane să se dezvolte. Dacă s-au dezvoltat aceste relații, sub semnul velocității, sub semnul rapidității, normal că au dispărut multe elemente birocratice, cum spunem noi astăzi, multe legisacțiuni care nu-și mai aveau rostul, pentru că deveneau saboți pentru ceea ce oamenii puteau să facă. Oamenii acum erau de două ori slugi, erau la propria familie și mai aveau niște datorii față de fostul stăpân, actualul patron, patronus. Și în felul acesta, parcă suntem în Carlo Goldoni, slugă la doi stăpâni, în felul acesta trăiau tribulații teribile, dar se schimbau fundamental mase importante de oameni, în sensul că se activau niște energii de-a dreptul neverosimile. Aceste energii, energii creatoare. Apoi, și această repudiere a servituții a arătat că societatea în care au trăit era ineficientă, neprofitabilă, stearpă. Istoricii economiști și juriști au determinat foarte clar creșterea exponențială a economiei romane,
Deci economia romană de la finele acestui, să spunem, fenomen, secolul al doilea post-Christum, care este și secolul de aur roman, așa, este de aproape 50 de ori mai bogată, mai valoroasă în termeni de PIB, nu s-au calculat, dar prin valori, decât economia de la sfârșitul Republicii. Atunci când corupția și orânduielile vechi, sclavagiste, se prăbușeau. Vă dați seama? Într-un interval de timp incredibil de mic. Asta înseamnă virtuțile libertății. Pentru că în loc să ai o societate care degajă o energie oarecare, ai fiecare individ care uneori poate să facă mai mult decât orice societate. Aveți experiența astăzi a multinaționalelor. Ele sunt blamate. Gândiți-vă că acolo, cu oamenii care sunt implicați în activitatea multinaționalelor, n-ai putea să faci nici măcar dintr-un quartal de cartier un stat. Și Liechtenstein este mai mare decât asta. Și statul acela ilegal din Copenhaga, nu? Ultralibertarian, nu? Proclamat de niște tineri care au ocupat o fostă bază militară din anii 70. Nu! Nu! Și cu toate acestea, vedeți, au venituri și au realizări economice care depășesc de zeci de ori sau de sute de ori veniturile ale unor state, nu foarte mici, dar unde virtuțile... Materializează mai bine valorile spiritului liber și... Fără îndoială, unul că libertatea întărește demnitatea umană, o întărește, ceea ce este bine să ai în față oameni demni. Și să colaborezi cu oameni demni. Acești oameni demni vor aduce după sine o altă valoare juridică impresionantă și absolut necesară în orice capitalism. Este vorba de buna credință, bona fides, nu? Gentleman's agreement. Nu? Nu ne înșelăm unii pe alții, nu ne păcălim, nu ne înșelăm, pur și simplu suntem demni și nu este nevoie să încheiem un contract. Cuvintele noastre sunt suficiente pentru a descrie o realitate. Și în felul acesta ei se despart de perioada asta a formalismului excesiv, care ce însemna de fapt? Însemna o tară psihologică majoră, un soi de gândire prezumțioasă. Malefică. Malefică. Totdeauna malefică, totdeauna fixată pe bănuială. Deci era totul fixat pe suspiciune metodică. Asta înseamnă și birocratismul de astăzi. Suspiciune metodică. Metodică. Intru într-o agenție bancară și chiar dacă nu agentul meu bancar sau bancherul meu, cum îi spun generic, mă cunoaște poate din copilărie. Spune, dragul meu, prezintă cartea de identitate. Trebuie să o facem și o tragem la șapilograful ăsta, nu la Xerox. Vă dați seama? Este atât de absurd. Atât de absurd. Și o ocazie de a pierde vremea. Nu? Nu. Dar noi știm în învățământul superior să faci raportări dintre acestea incredibile. De la o zi la alta, nici nu mai ai timp să creezi, să te gândești la treburile învățământului. Plonjezi într-un univers kafkian, imposibil de suportat de societate. Este incredibil. Cum... Dar nu societatea cere? Nu. Nu. Sunt, birocrații? Nu. Sunt niște funcții de putere, care în mod natural nu au ce căuta acolo. Vă dau un exemplu. Veți găsi inspectorate școlare în statele libere, precum Regatul Unit al Marii Britanii sau în Statele Unite ale Americii? Veți găsi inspecție judiciară? Cum să fie inspecție judiciară deasupra judecătorului? Judecătorul este suprem. Cum poți să-l obstaculezi în arta lui de a face dreptate?
când aici este vorba de o mare, mare încredere. Sunt atâtea inspectorate și în spatele lor atâtea alte forme de așa zis control. Deci au o natură mixtă, sovieto, nu știu cum, deci este total anormal. Nu? Ca judecător european, există cineva care să se interogheze conștiința ta și să te întrebe sau cineva care să se intereseze de un dosar anume? Nici vorbă, dar este un domeniu sacramental acesta. Este un sanctuar, nu pătrunze acolo cu niciun fel de artificiu. Și intervenționismul ăsta afectează economia? Bineînțeles. Enorm de mult. Și, cum să spun, profilul actorilor în economie. Și acum să vedeți marele paradox. Deci v-am vorbit despre cele trei valori juridice care forjează viitorul capitalism. Dar capitalismul roman, pentru că în timpul lui Traian ați văzut, a apărut prima bursă de mărfuri, a apărut primul, cum spunem noi astăzi, mall, adică centru comercial uriaș, se află chiar lângă forumul lui, în spatele celebrei columne a lui Traian. Toate aceste dotări moderne, persoanele juridice cunosc o explozie și vă dați seama, cum au spus romanii că justifică persoanele juridice? Pentru că ele sunt actorii principali în orice economie. Au spus așa, sunt persoane fictive, nu le poți mângâia, nu știi cum este chipul lor, dar știm un lucru. Intangibile. Exact, intangibile, sunt persoana ficta, dar sunt persoane, ele răspund. Cum? Material. Bine, acum au ajuns până la concluzii dintre astea hilare, răspundere penală a persoanei juridice, îmi și imaginez o persoană juridică în ștreang. Nu. Dar în fine, sunt excese ale modernității care vor dispărea de la sine, cum o să dispară testele grilă, de exemplu, care sunt ultra-infantile și alte minuni dintre astea. Invenții. Închid paranteza. Aceste trei valori atrag una fenomenală care transpune în drept și în economie ce? Învățătura Mântuitorului, nu? Și iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Iubiți-vă aproapele. Officium pietatis erga proximos devine regulă în statul roman acesta ultra-individualist. Și asta ce înseamnă? Că dacă părintele ajunge la faliment, nu o să-l găsești în gara Termini de la Roma, de lângă Capitoliu, pe acolo, în chip de homeless. Nu, nu. El are dreptul la asistență din partea ta pentru cele trei elemente esențiale. Hrană, adăpost și veșminte. Și nu numai el, ci și familia sa. Și reciprocă e adevărată. Dacă fiul de familie emancipat, care și-a format deja propria familie, ajunge în aceeași ipostază malefică, tu, pater, familia, nu poți să-i spui, îmi pare rău, de 20 de ani trăiești separat de gospodăria maternă și paternă. Nu? Asigură acest lucru. Și iată că avem aici alt embrion al dreptului social de mai târziu, singurul care face suportabilă această competiție fantastică între oameni. O face suportabilă. Și atunci ai garanții salariale, garanții pentru odihnă, ai garanții pentru viața urmașilor tăi în cazul în care tu la locul de muncă îți pierzi viața, ai garanții pentru vârsta pensionării și toate celelalte, toate aceste minunății care s-au născut dintr-o simplă valoare juridică, ce a înțeles foarte bine că în marea competiție dintre oameni nu există egalitate naturală. Nu. Că trebuie să intervii pentru a asigura un mediu, cum să spun, un mediu rezonabil în care oricine să trăiască în mod decent, chiar dacă nu mai poate să facă față la nicio exigență a acestei mari competiții dintre oameni. Oricum, se creează un superfluum de valori din însăși această competiție. Societățile devin
foarte bogate, din ce în ce mai bogate. Și atunci este nedrept ca din această bogăție născută din coparticipare să nu distribui în așa fel încât statul fericirii generale să fie asigurat. Și iată, așa, și acum, ca să, nu putem termina așa ușor, dar pentru că ați vorbit despre ipotecă și cum ipoteca este, v-am spus, axul cardanic al mecanismului economic modern, ce înțelege Justinian să facă? Renunță la feudalele, la feudalele între ghilimele pignus sau amanet sau gaj și respectiv la de-a dreptul sângeroasa fiducie. Fiducia era teribilă pentru că îl emascula pe debitor chiar de bunul de producție, nu? E ca și cum eu i-aș lua taximetristului garanție, propria mașină, spunând, te interesează cum vei face tu după aceea rost de bani ca să plătești creditul. Dar el ce face? Spune așa, accept ipoteca plurală, asta este o mare erezie, adică nu ai monopol pe bunul ipotecat? Nu, dragă creditor ipotecar. O ipotecă a ta poate să fie purjată de altă ipotecă. Cumpără altcineva monopolul ăsta. Și așa până la a șaptea ipotecă. Dacă de șapte ori dă faliment, cel care tot se împrumută. E consecința faptelor lui. Dar îl lăsăm să se împrumute până când găsește nișa de reprezentare economică perfectă. Și ce mai face? Introduce ipoteca pe bunuri mobile. Dacă spunea ipotecă pe bunuri mobile în dreptul comunist, pierdeai anul, pentru că era cea mai mare erezie. Pe bunuri mobile. Ce înseamnă pe bunuri mobile? Sunt bunurile care îi reprezintă pe tineri. Și în locul unui capitalism bătrâncios, fixat pe garanții materiale mari, uriașe, pe care numai la finalul vieții poți să le ai, palate, terenuri și așa mai departe, apare capitalismul acesta juvenil, alegro, plin de imaginație, plin de spirit. Ce ai în proprietate, tinere? Am o valiză și în ea ce să am? Vise. Că asta e averea tânărului. O valiză plină cu vise. Asta va fi ipoteca. Dar fii atent, nu pleci cu valiza după hotarele acestea. Eu vreau să controlez unde este valiza pentru că ai pus o garanție pentru mine. Am înțeles, dați-mi banii. Și din valiza plină cu vise se naște un nou imperiu. Ați văzut, la Macintosh. Domnule profesor, capitalismul ăsta sălbatic ne suflă în cască și ne spune că ne-am consumat timpul. Desigur, sunt fabuloase temele de filozofie practică în conexiune cu filozofia dreptului și cu implicațiile în lumea economică. Promitem telespectatorilor că vă vom invita să continuăm discuția și pe marginea evoluției creditului, a banilor, metafizicii banilor în contrast cu materializarea valorilor bancare. Cât de curând? Da, când timpul vă economia permite? Fiscalizată a apărut tot așa, în timpul lui Octavianus Augustus, când au introdus bănuțul acela de aur, care era de 400 de ori mai valoros decât primii bani ai lor, asele sau ași, și de 100 de ori mai valoros decât sestertul. Și acesta din urmă din alamă, celălalt din bronz. Dar bănuțul de aur a făcut ca economia fiscalizată să apară. Iar alt secret despre al capitalismului roman. Despre asta vom discuta într-o altă emisiune. Vă mulțumesc pentru participare. Transmitem publicului telespectator că ne vom revedea la o altă lecție de business. La revedere!